din îl aștepta în fața hotelului, stătea sprijinit de un copac, privind în gol cu mâinile în buzunare. Părea absent și fără treabă și compoziția sugeră locotenentului peisaje siciliene, colecționate din filme. Piețe inundate de soare cu ziduri netede, fără umbră, cu inerentul grup de figuri jerpelite, acei desocupati care-și rumegă plictisea la poate lipsa de nădejdi, contemplând pustiul străzilor unde nu se întâmplă nimic. Dobrescul cercetă cu un zâmbet ascuns, dar la din se deghizase apelând la elemente simple. Un tricou ponosit cu Rolling Stones, un tatuaj relativ discret pe antebraț. Cu creion chimic se pot realiza capodopere băiete, afirma Minerva. Elementul convingător e în funcție de cine l-arborează. O cicatrice lungă, urâtă, îi încreța obrazul de la colțul ochiului până spre lobul urechii. De la din îi surprinse privirea și explică scurt. Substanța stringentă totul e să nu râzi. Barul era circular și aprecie locotenentul destul de mare. Consumatorii stăteau risipiți la mese sau în picioare, o lume pestriță în care Dobrescu nu se descurca. Trei chelneri asigurau de servirea, cărând neîncetat pahar în alte cu bere, tonomatul urla aceeași melodie, preferința unui client care bea lângă aparat, zângănind un pum de monede. Cum ți se pare?" întrebă colonelul înmuindu-și buzele în pahar. Locotenentul clătină vag capul. Curios, de fapt nu știu ce să vă spun. Totul e foarte nou pentru mine. Îmi imaginez. Mi-e greu să calific, să diferențiez. E și foarte tânăr, atât de tânăr, zâmbi, încât nici măcar nu-ți place să ți se amintească lucrul acesta. Localul e o boată ordinară. Cea mai mare parte a clienților sunt escroși de duzină, trepădușor chilipirigi. N-au nimic de-a face cu gangsteri pe care ți-ai închipui ca ai se întâlnești. Restul turiști modești, studenți veniți cu patul în spinare, nu își permit să intre în restaurantele de pe promenadă. Mai există, desigur, și un procent infim de aiuriți de regulă turiști americani care caută exoticul. Vor povesti acasă variante extravagante despre lumea interlopă din Nisa. Mi-aduc aminte că pe vremuri am făcut același lucru în Soho. A, ah, uite-o pe Lulu, ca să vezi, n-aș fi crezut că am să o mai întâlnesc vreodată. Îi indică o masă lângă bar. Femeia stătea singură cu capul sprijinit în palmă. Se juca distrată cu un chibrit desenând arabescuri pe masa neacoperită. Țigara ardea pe marginea scrumierei. Cine e? Întrebă Dobrescu. Putea să aibă între 35 și 40 de ani. O față obosită de blondă, încă frumoasă, imperceptibil atinsă de vârstă. Locotenentului se părut distinsă, o distinție care țipa în ambianța barului. Femeia nu încerca să atragă atenția. Totul era discret, machiajul, gesturile, rochea simplă neagră. Ah! exclamase cândva Minerva. Faimoasa Petit noir Franțuzoaicele sunt zgârcite, Dobrescule! Nimic nu poate fi mai ușor de transformat și mai greu de recunoscut decât o rochiță neagră. Adaugi un guler, sau scoți un buzunar și ai ceva nou. Gândește-te la o haină în carouri. Ai îmbrăcat-o de două ori și te știe tot târgu dar tot de la ea aflase și era curios cu mine erva veșnic în taior și ghete, atât de puțin preocupată de cârpe, intuiește astfel de lucruri, că simplicitatea în sensul ei major se plătește scump. Linia băieța și nu zor zoanele costă, linia pe care nu ți-o poate da micuța croitoareasă de cartier. Iar rochea lui Lulu avea linie, Sesiză Dobrescu și mai sesiză că inelul de pe degetul mic, singura podoabă, reprezenta o piesă. Metresa lui Mathieu, șopti colonelul. O poveste care durează, se pare că-l iubește. O diferență de peste 20 de ani, constată surprins Dobrescu, dar a din zâmbi. Ei inima are rațiunile ei. Presupun că a știut cum să o ia, femeile obosesc la un moment dat. De fapt, toți obosim. Nu, n-a făcut trotuarul, pur și simplu o ghinionistă. Crezi în zodie? Nu, locotenentul sură încurcat. Dumneavoastră sunteți materialiști firește, la noi e o adevărată furie. Când întâlnești însă existențe ca a lui Lulu, începi să crezi. Se ridică cu paharul în mână. Apropo de asta, hai să ne încercăm norocul. Vorbește cât mai puțin, te trădează accentul balcanic. Erul dur și celelalte. Mi-e teamă să nu facă corelații se îndreptară spre masa femeii. Colonelul schiță un salut cu degetul la cozorocul șepcii și trase scaunul spre el. Barmanul ripostă scurt. Ocupat, există locuri? Lulu le aruncă o privire scurtă. Lasă-i, Gilbert! Barmanul ridică surprins din numeri. Femeia îi examină deschis. Avea ochi căprui, adânc implantați în orbite. Locotenentul încercă un sentiment de stingereală. Se simțea ca un obiect într-o vitrină. Și așa?" exclamă răgușii Daladin cu o expresie obtuză. Lulu se interesă calm. Cum adică?" Deocamdată așa și așa. Amestecate până stăm de vorbă cu patronul. Nu sunt eu patronul. Vezi bine, monsieur Mathieu." Atunci mă gândeam că ai putea să-i dai un semn. Vă așteaptă azi?" Daladin să-l tău umeri să La naiba azi, cum pică și-a picat. Îl lovi cu cotul pe Dobrescu. Iugoslav! Ei și? Lulu continuă să-i cerceteze impasibilă. Colonelul făcu cu ochiul și își țocăi degetele. Un tuiau! Apoi către locotenent. Hain? Dobrescu repetă. Ui, un tuiau! Femeia și-a aprinse indiferentă țigara. Mai căutați-l! Colonelul un încurcat, îl consultă din privire pe Dobrescu și apoi clătină hotărât capul. Așteptăm, dacă nu se face azi. avut un gest semnificativ pe care locotenentul l-ar fi tradus. Aleluia! Așteptați, spuse Lulu trecându-și mâna prin păr. O aromă de parfum fin, adie vag. Întârzie mult? întrebă Aladin. Nu știu. O afacere interesant ar fi, păcat, sunt convinsă. Colonelul își privi ceasul oftând. De, poate nu fi dus departe. Nu știu, repetă Lulu. Atunci eu zic să așteptăm. Femeia respira adânc, declară fără expresie. Nu crezi, colonele, dar la dincă o poți face la altă masă? Uite ce am găsit în apartamentul lui Mathieu, dar a dinui întinse locotenentului un carton pe care fusese prins în pioneze, un fragment de hartă la o scară extrem de mare. Un sector din județul Arad, spuse Dobrescu pe gânduri, extremitatea vestică a munților Zarand. Erau trecute cu minuțiozitate toate potele de teren. Câteva săgeți trase cu creion roșu se îndreptau spre un spațiu încercuit între localitățile Pâncota și Ghioroc. Deci, peștera Sihastrului, conchise locotenentul. Daladinul privea zâmbind. Cred că te interesează și asta. Ținea în mână un dosar. Acte, documente compromițătoare, tăieturi din ziare. Cu 30 de ani în urmă, Alan Mathieu, de fapt Alecu Matei, fusese un legionar notoriu, șef de cuib. Chiar plece astăzi? Daladinul privea neîncrezător. Trebuie, oftă Dobrescu. Sunt așteptat. Dacă ea îi spune șefei dumitale că nu mai găsit, o mică minciună. Nu o cunoașteți. Chestie de o zi la urma urmelor. E păcat să pleci fără să vezi Monte Carlo. s trope. Locotenentul dă dubos umfla din cap. Mai gândește-te, Clotil te invită la o croazieră. Cu altă ocazie, zâmbi Dobrescu. Colonelul își desfăcu brațele neputincios. Am impresia că ți-e puțin teamă de doamna Minerva, Hmm, ricană în gând Dobrescu. De chestia asta poți să fi sigur. Da, de unde? Se poartă cu mine atât de duios încât... Sunteți foarte amabil, dar într-adevăr nu se poate. Nu știu cum să vă mulțumesc pentru... ah, fleacuri! Îl întrerupse Daladin. Mi-a făcut plăcere. Transmitei doamnei salutările mele cele mai cordiale. Țin neapărat să o revăd. Poate că veniți amândoi în concediu când spui că pleci? La șase am avion. Perfect, o să reziste. Îl trase într-o florărie din apropierea hotelului Negresco și alese un coșuleț cu orhidee. Pentru doamna Minerva și încă ceva. Îl prinse brusc în brațe, sărutându-l pe amândoi obrajii. Asta în orice, ca să nu uiți, primul lucru pe care îl transmis din partea mea. Dumnezeule, se cutremură locotenentul, o să creadă că încă am piat amândoi, eu și franțuzul. Dobrescu mută receptorul în mâna cealaltă, totul îi se părea neverosimil. Biroul îmbrăcat în posta verde, mașina de scris, figura placidă a capitanului Macri. Imagini familiare și totuși nela îndemână parcă după peisajul nisei. Palmierii de pe promenad de Zangle, hotelul Negresco ca un tort de frișca supraetajat, italianul care vindea oranjadă, acolo la poalele turnului, Daladin, Clotilde, Lulu... Erau atât de aproape. ei venea să se uite pe fereastră. Ce faci, dormi?" țipă Minerva la celălalt capăt al firului. Locotenentul tresări puternic. Imaginile se contopiră într-una singură. Minerva lungă, deșirată, proțăpită în fața lui. Ești fantastic!" urmă glasul. Cum primești un binișor? Cum o iei raznă? Așadar, și legionar. Ale cu Matei! Trebuie văzut ce caut aici!" Apropo, te dor picioarele? Sunt destul de obosit, dar n-are importanță. Sunt obosit, se rătoi Minerva. Zic că ți le zăpăciți, te pe plajă la Nisa. Dobrescu șterse fruntea sudată. Macri ridică ochii, întrebă în șoaptă. Vrei un pahar cu apă? Locotenentul făcu un semn cu mâna. Ce-a fost în capul tău? Ia să le demonstrez, ăstora ceva să zică un pui de dâmbovițean." Trebuie să fie arătat foarte grațios, o ca o barză pe bolovanii ăia." Vă înșelați, toată istoria asta cu drum cu tot a durat doar 36 de ore, nici n-am avut timp." Niciodată, Dobrescu, cel puțin în ceea ce te privește, n-ai băgat încă de seamă." În fine, ce mai zicea Daladin?" V-a invitat, mă rog, ne-a invitat în concediu, are un iaht. Da, un tramvainare? Tot candida ai rămas drăguță, crucișătorul nu e al lui, impresionează mai maimuțele." Nu, Dobrescu, Doamne ferește, tu nu ești mai muță, te mai muțărești doar din când în când altceva. V-a trimis un coșulesc cu orhidee. Minerva chicoti. Al naibii franțuzu, cu ce chestii umblă! Și încă ceva, locotenentul Ezita, vizibil, m-a rugat să, în fine, din partea lui, știți, un semn de simpatie deosebită, nu mai și numai simpatie. Nu trebuie să interpretați greșit. De ajuns, Dobrescu! îl întrerupse sec Minerva. Te rog să fii decent! Nu -i eu, bâlbâi locotenentul. El a insistat, sunt doar un mesager. Am reținut, dar la din ăsta e un tip cum se cade, un sar o fantezie lubrică. Dacă ar fi pe mâna mea... Ehei, gândi nostalgic Dobrescu. Unii au noroc. Oftezi, Dobrescu? De ce oftezi? Vii s-a părut. Încercă să deturneze discuția. I-am adus căciulița lui Spiridon. Mersi, ești drăguț. Ce-a zis? Era încântat? De, nu chiar din cale afară. Are impresia că roșu nu-l aranjează. Până la urmă a acceptat-o. Și-a pierdut manierele în lipsa mea. Oftă. Ascultă. Acum te urci urgent în primul tren, mașină sau avion și vii la peștera Sihastrului. Încearcă să iei legătura cu mine fără ca ceilalți să observe. Făcu o mică pauză, apoi adăugă. Cred că noaptea asta se va juca ultimul act. Capitolul 18. O evadare ratată. E, Caterina Stănescu, anunță uscat Atanasiu și închise ușa. Femeia se ridică îndreptându-se liniștită spre odaia capitanului. Era impecabilă într-un depie gălbui cu o, -o șarfă discretă verde. Medicul observă că nu mai are ochelari, apoi zâmbi unui gând neașteptat. Aș da mult să fiu de față. Luați loc, spuse Atanasiu fără să-și ridice privirea din hârtii. Continuă să le consulte, făcând abstracție de prezența ei. Ecaterina Stănescu se așeză. Figura nu avea expresie, părea o mască de gheață. Își împleti degetele în poală. Vrea să mă enerveze. Capitanul puse stiloul jos. În sfârșit, își zise Ecaterina Stănescu. Știa că pe fața ei nu se citește nimic, rezistase și se felicita pentru asta. N-a sosit încă niciun elicopter, observă fără nuanțe Atanasiu. După cât se vede, prezența dumneavoastră la minister nu este indispensabilă. Femeia a avut impresia că tot sângele îi năvălește în cap, dar se stăpâni. Celălalt o observa atent. Provocarea era gratuită și dintr-o dată se simți superioară omului acesta cu maxilarele de piatră. Ea ar fi procedat altfel și ar fi pregătit lovitura. Zâmbi răutăcios. De fapt, prezența mea devine indispensabilă abia de mâine," Concluzia dumneavoastră mi se pare pripită. A, varianta numărul doi. Dacă nu mă înșel, până din reclamați vehement plecarea. Exces de conștiinciozitate. Azi e ultima mea zi de concediu. Deci o minciună servită de libera chiar de la început. Ecaterina Stănescu respira adânc în, înainte de a izbi. Calificativul mă lasă rece. Mi-e absolut egal. Ce credeți? Așa, Sper să vă păstrați superba indiferență până la urmă. Nu sperați deloc. Toată atitudinea dumneavoastră are un singur cel. Să mă scoată din sărite. Nu veți zbuti, Că despre amenințări îmi stârnesc zâmbetul. S-ar putea ca interpretările și comentariile dumneavoastră să nu mă intereseze. În concluzie, vă rog să vă limitați la răspunsuri fără divagații. Cu ce ocazie vă aflați la peștera Sihastrului? Simplă haltă, mi-am petrecut concediul la Arad. La Arad? Era mai indicată o stațiune? Din punctul meu de vedere, nu. E o chestiune în care mi se pare că am dreptul să decid singură. Capitanul înșurubă ostentativ capacul stiloului. Regret, în aceste condiții nu putem discuta. Nu am nimic împotrivă, se ridică. Atanasiu o măsură din cap până în picioare. Un zâmbet crispat îi strâmba linia gurii. Stimată doamnă, vă atrag pentru ultima oară atenția că vă aflați în fața autorităților. Funcția dumneavoastră nu impresionează pe nimeni întreagăt fie spus, sau mai văzut chiar și director destituiți. Și ofițeri, îl întrerupse femeia. Personal vă sfătuiesc, deci să vă revizuiți atitudinea. Nu mă obliga să trec la altfel de măsuri. Adică să mă arestați, râsă Ecaterina Stănescu. Sunt curioasă ce motiv legal ați inventa. Nu e nevoie să-l inventez. Mi l ați oferit singură obstrucție. Împiedicați desfășurarea normală a anchetei. Dumneavoastră mi-ați impus atitudinea. Îmi datorați reverență, dacă nu pentru funcția pe care o am, atunci ca femeie și ca martor inocent. Nu sunt aici, cel puțin n-am fost informată în calitate de învinuită sau inculpată. Nu cunosc exact termenul. Ipostaza o stabilesc eu. Repet întrebarea. De ce v-ați petrecut concediul la Arad? Am rude. Ne vedem extrem de rar. Ultimele două zile am hotărât să le petrec la motel ca schimbare de decor. Nu mai aveam timp pentru litoral sau Valea Prahovei. Numele și adresa neamurilor din Arad, gradul de rudenie. Da, făcu femeia sugându-și colțurile gurii. Ioana Gherghieș, strada Republicii numărul 9, vară primară. Mulțumesc, mai departe. Nu știu ce vă interesează, de altfel mi-a strasat de la început limitele în care am dreptul să discut. Răspunsuri stricte la întrebările dumneavoastră. Atanasiu își mușcă buzele. Îmi pare bine că vă conformați. Când ați sosit la motel? Vineri dimineața am prins autobuzul de ora 10. Relatați-mi cum v-ați petrecut timpul până la momentul asasinării lui Sasu. Nu cunosc ora la care a fost asasinat. Cu aproximație între 24 și 1 dimineața. Până la prânz am rămas în motel. Am băut o cafea, apoi mi-am despachetat strictul necesar. După amiază m-am odihnit. Spre seara am colindat puțin în împrejurimile. A urmat cina, Cred că la nouă și jumătate, poate zece, eram în pat. N-ați omis nimic? Îi privea nasul umflat, aproape o infirmitate. Ecaterina Stănescu simți intens nevoia să-l pipăie. Își înfipse unghiile în genunchi pentru ca mâna să nu plece reflex, singură. Atanasiu intuise, desigur, în apendicele acela diform, drame ascunse și specula sadic un punct nevralgic. Nu cred. Ce părere aveți despre inginerul Vasilescu?" Mi-ați atras atenția că opinia mea nu vă interesează. De asta dată, da, e legată de anchetă. N-am niciun fel de păreri. V-a făcut cumva curte? Strecurase în întrebare kilograme de surpriză. Surpriză groasă, profund jignitoare. S-a găsit un fraier care... Mi se mai întâmplă, replică uscate Caterina Stănescu, în ciuda nasului meu să atrag atenția unui bărbat. Apropo de nas, să știți că dacă m-ar fi deranjat, l-aș fi operat de mult. Capitanul râse. Cred că sunteți o complexată. Așadar, sesizând anumite intenții în conduita inginerului, l-ați spus cum se spune la punct. Exact! Acum înțeleg de ce Vasile scumia în șira vers și uscate despre dumneavoastră. Printre altele, pretinde că noaptea morții lui Sasu nu a fost singurul care a făcut baie. Nu, nu a fost singurul. Am intrat și eu în lac. Da, nu vi se pare ciudat totuși acest apetit pentru scălda la miezul nopții? Ați avut toată ziua la dispoziție, soare, cald?" Ecaterina Stănescu și încrucișă brațele pe piept. Poate că nu arăt formidabil în costum de baie." Excelentă replică!" aprecia Atanasiu. Dar pe mine nu mă convinge. Nu trebuia să așteptați ora 12 noaptea. La 9 e întuneric. Uitați că ceilalți nu se culcaseră. Abia atunci aș fi atras atenția. Neplăcut este că pe malul celălalt, la aproximativ aceeași oră, Sasu murea. Există o serie de alte evenimente care coincid cu moartea lui Sasu. De pildă, toți erau, o spun din informații ulterioare pe afară, nu uitați că Vasilescu și Plămădea la o mașină, în câteva minute o coleau lacul. Iar ei îmi spun, Ecaterina, Stănescu și inginerul puteau traversa în not în maximum un sfert de oră. Acestea nu sunt argumente. Femeia ridică din numeri. Dovediți că eu l-am asasinat și sunt gata să supor consecințele. Am să mă străduiesc. Apropo, de ce ți-a ascuns costumul de baie în containerul de gunoi? Dă și mie un bănuțu! Inginerul mesteca ciuingam. se întoarse spre zanfira lui Mutu și îi puse în palmă cârtia de ambalaj. Roiu, hai dă și mie un bănuțu! Mă, tu n-auzi? Hai, dă și mi un bănuțu cu fiecare refuz cererea țigăncii, creștea în intensitate, să străiască franțuzoica. Cogu Gogu Vasilescu îl arătă pe Matiu, care stătea singur la o masă, cu un pahar de coniac în față. Demagogia asta bagă la dumnealui. Recomandarea rămase fără efect. Femeia repetă refrenul cu patimă. Hai, dă și mi un bănuțu. Formidabil! Ecaterina Stănescu, cu difuzorul tranzistorului în ureche, ostentativ izolată, le arunca o privire disprețuitoare. Hai, dă și mie! Las că dau eu!" se oferi Rudine granul deschizându-și pormoneul. Țiganca schimbă repede teatrul de operații. Barosanule frumos, le să mâna. Întoarse pe toate părțile moneda oferită de medic. 25 de bani! hău, calic, mai ești mâncați-aș nasul!" Gogu Vasilescu îi spugni în râs. Se ținea de pântece și râdea de unul singur. Ceilalți îl priveau liniștiți. Când se mai potoli, Ecaterina stănește cu inelul în masă până apăru hangiul. Plata: un ceai, un unt și două felii de pâine. Nota vă face ospătarul care v-a servit. Ospătarul dumital este mai mult pe afară decât în unitate, replică femeia, smulgându-și difuzorul din ureche. Cât trebuie să mai aștept? Puteți rezolva problema mai târziu sau mâine. Acum! peste o jumătate de oră plec. Nu plecați nicăieri, doamnă, spuse răspicat Atanasiu uivit în pragul ușii. Fără învoirea mea, nu pleacă nimeni. Ecaterina Stănescul măsură nehotărâtă, apoi urcă treptele furioasă și dispăru în odaia ei. Medicul clipi e amuzat. Mie în locul ei, la un așa refuz îmi dădeau lacrimile, dar se vede treaba că femeia asta n-a plâns niciodată. Trebuie să fie îngrozitor să nu poți plânge. Verișoara mea, Sonia, de pildă, spunea Sunt convins, domnule Negreanu, că verișoara Sonia face unele afirmații extrem de inteligente. Mai rămâne de văzut cum privis personal evenimentele din ultimele zile. Noapte bună! Părăsi holul. Doctorul continuă să surâdă. Gogu Vasilescu își opri un căscat la modul ostentativ și se, întrepă, îndreptă spre scară. Îl urmă Alan Mathieu, apoi Marioara poc. Hangiul stinse candelabrul, formulând o invitație mută. Doctorul se ridică întrebându-l pe plămădeală: Mai rămâi? Nu, am să ies puțin, vreau să iau aer. Noapte bună, noapte bună. Zece minute mai târziu, holul era pustiu. Plămădeală scrută întunericul, detectă fiatul la locul de parcare și se apropie furiș, deschise portiera. Cineva îl apucă de braț. Economistul întoarse capul furgerător, sergentul major păiș îl privea zâmbind. Încotro? Nicăieri, că eram vrut să văd dacă, dacă funcționează motorul. Încercați, vă rog, mâine dimineața, acum e târziu. Toată lumea s-a culcat, de acord?" Desigur, desigur." Se îndreptă spre motel. Colivia s-a închis. Ce tâmpiți sunt! Nu e isteric, deși oricine ar paria zece contra 1 care de-a face cu un nevropat. E doar în corda peste măsură. Toată ființa mobilizată în stare de alarmă. Parcă ar aștepta startul, dar ce start și încotro? Economistul stătea pe scaun suportând greu privirile capitanului. Mă enervează! Ochii lui mă găuresc, dar poate că asta și vrea să mă enerveze. Rânji fără să-și dea seama. Nu o să-l las prea mult să aștepte. Mi se pare că vă amuzați, șoptia Tanasiu. Exact, mă amuz. Continuă în gând. Nu mă întreb și de ce? Capitanul clătină încetișor capul. Am admirat întotdeauna îndrăzneala. Oamenii curajoși care știu să întâmpine cu zâmbetul pe buze, rafa la plutonului de execuție. Evident, imaginea e simbolică și oarecum livrescă. Din fericire, trei mani când mulți se pot lăuda că în toată viața lor au văzut doar un revolver la șoldul sectoristului. Hmm, ricană plămă de ală. Se pare că peștera sihastrului face excepție. Dacă ar fi să ținem seamă doar de ultimele evenimente. Excepțiile nu contează. Statistic, în orice caz sunt încântat că mă bucur de admirația dumneavoastră. Atanasiu păru surprins. Admirație? Apropo de curaj, de oameni îndrăzneți, zâmbet pe buze, etc. Ați înțeles greșit. Nu mă gândeam la cineva anume. Vorbeam în general despre curajul adevărat, nu de fanfaronadă. Deși poate și ăsta e un act de bravură, să-ți ascunzi teamă." Își trec mâna prin păr. Vă e tare frică, domnule plămădeală. Se cutremură, având parcă plastic, imaginea stării de spirit a celuilalt. E îngrozitor de frică! Mă întreb cum rezistați! Economistul trase de gulerul înalt al puloverului. Vă credeți un psiholog grozav, nu-i așa? Atanasiu surâse, răspunse cu o sinceritate deconcertantă. Da, nu o stim de tot. Aș putea să mă lansez într-o disertație despre îngânfare. Dar ideea mă plictisește. Totuși n-am să vă refuz o satisfacție. Ați ghicit, mi-e frică. De ce? Plămă de ală disprețuitor. Un colț al ochiului îi zvâcnea nervos. ce i drept? E foarte greu de intuit. Nu mă simt în siguranță. Gândi și zău dacă sunt prea departe de adevăr. Reluă. Ne aflăm literalmente la dispoziția unui descreerat. Cred că e singurul cuvânt de bun simț pe care l-a spus în viața lui caragiosul la bătrân, hangiul. Deci împărtășiți într totul ideea unor acțiuni fără mobil, simple acte de demență. Categoric, iar faptele au dovedit-o. Rândul trecut am scăpat, cine îmi garantează că rândul viitor o să fie la fel? Vi se pare straniu că în aceste condiții să fiu circumspect? Se enerva. Să-mi fie frică? Să crăp de frică? Nu, admisa Tanasiu, nu e straniu. Atunci? Straniu este că dumneavoastră ați sosit la Han în această stare de spirit. Cineva a caracterizat-o panică. Plin de deștepți pe aici, economistul se frământă în scaun. O adunătură de neghiopi cărora le acordați în mod nejustificat credit. Ce anume a șocat? Ce am făcut atât de extraordinar? Nu trebuia să faceți. Lucrurile astea se simt. Și apoi nu contest că și ceilalți încearcă anumite temeri, firește, dar ceea ce simțiți dumneavoastră iese din comun. Probabil că nu vă vedeți sau nu vă mai puteți controla. Admirabil, continuați! Capitanul dădu din umeri obosit și și-a prins o țigare. Plămădeală miji ochii. M da, reflecta Atanasiu, mă obsedează ochii lui. Două fiare mici neliniștite pe un obraz oarecare. E absurd, dacă aș citi așa ceva n-aș crede niciodată, dar ochii ăștia pot ucide. Nu știu cum, nu mă întreba cum. Se adresă în gând justificându-se parcă altcuiva. Economistul își împinse bărbia înainte. V-a trecut oare prin minte că ar putea fi o chestiune de temperament, de nervi? Și asta, șopti abia auzit capitanul. Și mai ce? Elementul concret ce ascunde orice are de ascuns fiecare. Eu ce am de ascuns? Îl înfruntă plămădeală cu priviri scăpărătoare. Multe, foarte multe, toate concurând și fiind în funcție de pocni din degete, ca din nou un livresc fiind în funcție de misterul fundamental. Pe el nu l-am intuit. Vă urez noroc, făcu economistul ridicându-se brusc și trântind scaunul de masă. Atanasiul îl măsură liniștit. Încă o ieșire necontrolată. Toată iurea asta mă plictisește, înțelegeți? Îmi face greață. Vă cred, luați loc. Sunt obligat? Nu, dacă vreți, puteți rămâne în picioare. Plămădeală și înfipse unghiile în carne. Psiholog deștept și spiritual. În legătură cu ultimele două calificative nu emit pretenții. Luați loc, n-aveți unde să vă duceți, de altfel ați mai încercat. Prosti, vroiam pur și simplu să verific motorul. Atanasiu se lăsă pe spate, cu mâinile în buzunare. Îl scrută zâmbind. Ce copil sunteți, domnule plămădeală? Cum puteți ne dăjdui că asemenea declarații m-ar putea convinge? Nu vreau să vă conving. Atunci ce faceți, glumiți? Slavă domnului v-ați așezat. Mă am prost. Deci, verificați motorul în toate măsurile să nu vă vadă nimeni. Trebuia să convoc un meeting? Veniți, fraților, calul plămădeală scoate flăcăr pe nas. Ei, drăcia dracului! Acum nu sunteți enervat, constată calm capitanul. Simulați doar, v-ați furișat la mașină și ați încercat să o ștergeți. Știți foarte bine. Nu știu nimic, țipă economistul. E mașina mea, am voie să o controlez sau nu? Ciudată grijă față de un obiect pentru care, în alte ocazii, ați dovedit o neglijență surprinzătoare. Dacă mi-am bine, la prima noastră discuție, habar n avea ce fel de cauciucuri are. Plămădeală și înfipse unghiile în genunchi. Știe prea multe. Nu eram pregătit. Cum mi-aș fi putut imagina? Trebuie să plec cu orice preț. Trebuie. Lă indiferent. Sunt economist. N-am niciun fel de tangențe cu tehnica. Așa mi s-a vândut mașina, așa am cumpărat-o. Nici prin gând nu mi-a trecut să mă uit la cauciucuri, la marca lor. Atanasiu strivi țigara în scrumiera plină. Și mai naiv, domnule plămădeală, din ce în ce mai naiv? Tocmai pentru că sunteți în afara branșei, n-ați fi încheiat actul înainte de a lua avizul unui expert. Cel puțin unul. E o chestiune de zeci de mii. Nu un -mi fleac. Tranzacția s-a făcut în pripă, trebuia să plec. Formalitățile de înregistrare a mașinii pe numele dumneavoastră consumă oricum câteva zile. Primul amic inginer, vânzătorul era la fel de grăbit, nu îmi puteam îngădui să ratez ocazia, din toate punctele de vedere, timpul care mă presa, prețul și celelalte. Atanasiu vrut să spună ceva, dar se răzgândi, început să râdă. În regulă, ați cumpărat-o, deci cu ochii închiși la urma urmelor, e o excentricitate ca oricare alta. Plămădeală îl privi pieziși. Nu crede o iotă, nu are importanță. Totul e să câștig timp, câteva ore. Întâlni ochii capitanului, îl examina cu interes nedisimulat. Da, da, Atanasiu dădu instinctiv din cap. Omul ăsta a căzut într-o plasă, o plasă la care nu s-a gândit. Se aștepta la altceva. Cred că încep. Se ridica apropiindu-se de fereastră. Privi un timp noaptea, voal străveziu și umed, apoi se întoarce rămânând sprijinit de pervaz. Să trecem la declarații mai concrete, bucătărea sa, o psihopată, respinse precipitat economistul, i se Poate, da, nu într atât încât să nu-și recunoască neamurile. E dilia familiei, își frângea degetele. Nimeni nu ia în serios, da, indiferent de ce va spune, nu o să mă credeți. Sunt dispus să înghit tot ce-i verosimil, domnule Plămădeală. Pot fi de acord că Marioara Țâmpoc nu e o bucătărea să eminentă, că nu-i din calea afară de isteață sau care are ieșiri cam originale, dar sunt gata să-i acord toată încrederea în problema relațiilor de familie. Cu cât oamenii au mai puține preocupări, cu atât sunt mai interesați de ce face cu scrumătușa, ce învârte nașu sau văru costache. Micul tez la care v-a supus și, din nefericire, nu i a făcut față, n-am văzut în viața mea ceva mai lamentabil, demonstrează acest adevăr. Plămădeală își trecu mâna peste obrajii nerași, tremura ușor, Inventează-n adins, mă pune în încurcătură." De ce ar face-o?" Nu știu, e țignită, poate că-mi plătește o poliță." Am avut probleme cu nevastă, mai era vorba să ne despărțim. O aventură." Mm, mult prea abil. Nu așa s-ar fi răzbunat-o marioara țâmpoc." Și apoi femeile dintr-un anumit mediu încearcă o tradițională înțelegere pentru astfel de povești. Mai ales după ce au trecut. Ai văzut? Tolaia s-a întors. Teori. Hmm, aș zice mai degrabă axiome. Bun, și ce vreți să-mi dovediți cu asta? Atanasiu se ridică și făcu câțiva pași prin încăpere. Individul era fără îndoială un impostor. Marioara Țâmpoc nu se înșelase și, în orice caz, nu se putea înșela cei de la pașapoarte. Îi făcu semn că se poate retrage, întrebându-se îngrijorat ce s-o fi întâmplat cu autenticul plămădeală. Dacă l-arestez acum, n-am să aflu probabil niciodată. Așa mai avem o șansă. Se aplecă peste fereastră și îl chemă pe păiș care privea, ferindu-și ochii de lumină, în lungul șoselei. De pe terasă se auzi un geamăt. Atanasiu coborâ repede treptele și deschise ușa. Economistul Gheorghe Plămădeală zăcea într-un lac de sânge. Capitolul 19. Totul se plătește. De ce nu dormi? întrebă Rudine Granu. Ai nevoie de o dihnă." Plămă de nu-i răspunse. Din capul bandajat se vedeau doar ochii cercetând înspăimântați încăperea. N-ai nicio grijă cât sunt eu aici, nu ți se poate întâmpla nimic." De unde știu?" murmură economistul, că nu ești chiar dumneata criminalul. Foarte simplu, când ai fost lovit eram în cameră." Ei și? Cărămida putea să cadă de sus, dacă nu chiar așa s-a și întâmplat." Da, ai dreptate, atunci nu dormi." își încrucișă tacticos mâinile pe pântece și închise ochii. Ascultă! De ce ai spus lui Vasilescu că vin stofă pe lipscani? Medicul oftă. Pentru că m-am săturat să tot dau consultații gratuite. Pe unde mă duc numai asta? O doctore, ce zice? Am vsh așa și pe dincolo. Sau mi s-a recomandat progesteron? Nu crezi că... La urma urmei sunt un bie dermatolog. Ce o spun ca să te liniștit? Apropo, crezi că lovitura ar putea avea vreo consecință asupra creierului? Un colect al meu a suferit de meningită. Acum croșetează fulare în dungi. Zice că treaba asta îl liniștește. Știi, eu am și spastică înainte de concediu. Rudine granu se îndreptă spre ușă. Imbecilul, imbecil și ipohondru. Parcă nu era de ajuns una sau alta. Matiu stătea întins pe pat și privea lampa. O lampă obișnuită, trei capsule de sticlă verde, amintind potirul lăcrimioarelor. În mâinile încrucișate pe piept, se strecura să înțepenală ciudată, o lene încleștată. Era bine, ar fi putut rămâne ceasuri întregi la fel. Așa am să stau în mormânt. Superstițios încercă să-și desprindă degetele, dar articulațiile nu cedară sau poate că nici nu încercase. Și gândul alunecă. Cândva locuise lângă un cimitir, se mutase după câteva luni. Nevastă sa, prima lui nevastă, nu suporta priveliștea. Înțelegi, deschid dimineața fereastra și în loc să-mi zâmbească vecina de vis-a-vis, -vis, văd o armată de schelete care întind brațele spre mine, mă cheamă." Și o amintește ca prin vis, fotografie decolorată de soare, uitată pe un pian la care nu cântă nimeni. Pe unde o fi nefericita? Ar fi aprins o țigare. Nu se mișcă. Era greu, trebuia să-și deznoade degetele. Stau bine așa, o poziție simbolică. Pe atunci... Doamne, câți ani au trecut, aproape 40, pe atunci îi plăcea să se plimbe singur pe aleile pustii. Trecea pe lângă George și Vasileș decedați în 1832 sau 1932 și de fiecare dată încerca același sentimentul burător. Acolo, în fundul gropii, nu zăceau oase și cranii, ci însăși viața, o viață limitată între două date caracteristice precise. Omul ia totul în mormânt, Ambiții, insomniile provocate de eterna femeie frumoasă, banchetul examenului de licență, bucuria costumului gri deschis, arborat într-o dimineață superbă de mai, cărți preferate, câte generații n-au plâns peste mătânile, sau n-au iubit-o pe Scarlett O'Hara. Da, oftămatie, luăm tot ce ține de substanța noastră cea mai intimă, bucurii, erori, secrete îngrozitoare, grele. Toate acestea mor odată cu noi. E bine așa. Mai bine. Totul e să se termine repede, să nu suferi. Deci nu actul suprem, salt în gol, secunda concentrată, ci drumul până acolo. E greu. Cineva a în ușă, discret, din vârful degetelor. Așa bate doar. Intră, Lulu, șopti. Intră. Medicul se strecură înăuntru ca o umbră. Așteptai pe altcineva sau mi s-a părut? Matie îl privi gol. Ce mai vrea și ăsta? N-am nevoie de el, n-am nevoie de nimeni. Bâlbâi ceva incoerent, ridicându-se a nevoie în capul oaselor. Rudine Greanu se apropie. Luă un scaun, îl puse lângă pat și se așeză. Avea gesturi calme, precise, parcă dinainte calculate. Doresc să discut cu dumneata. Vorbea în română, fără să-l slăbească pe celălalt din priviri. Nu înțeleg, se eschivă Mathieu. Își trecu obosit mâna prin păr. Aveți o limbă foarte frumoasă, dar înțelegi perfect, spuse rar. Chiar dacă n-aș nimic despre dumneata și tot mi-aș fi dat seama că ai reacții necontrolate. Când intri într-un joc ca acesta, înveți să te stăpânești mai bine. Matiu zâmbi imprecis dând dezola din mâini. Regret, domnule, domnule, negreanu parcă... A înțeles, deci, în fond, de ce lupt? Ce sensare! are? Ăsta sau celălalt polițist nu mai are importanță. Sfârșitul. A avut imaginea unui ecran tulbure pe care țâșneau litere mari. End. Viața lui ajunsese aici. Fusese frumos, nu totdeauna, zile zbuciumate, altele senine, cu soare mult fierbinte, soarele de acolo, dar acum s-a terminat. 61 de ani. Antici o considerau vârstă fatidică, vârsta peste care nu se trece. August sau Augustus sau cine se bucura că depășise. Repetă fără să-și dea seama. Regret. Medicul se aplecă înainte. Regreți? Ce anume regreți? Matiu și-a prins o țigare. În fond, ce doriți de la mine? Evident, oftă din egranu. Putem discuta și în franceză. Credeam însă că după atâția anțe dor de limba maternă. Te Ai da trădat copilărește. A fost suficient o remarcă cu glastarea inginerului Vasilescu despre franțuz ca să ciulești urechile și să te întorci din drum. Au fost și altele. Dar pe mine nu m-au interesat pentru că... Respiră adânc. Pentru că te-am recunoscut, domnule Matei. Ale cu Matei. Matei se crispă. De ce asta era? Firește, trebuia să ajung aici. Te-am recunoscut din prima clipă pentru că nu te-am uitat niciodată. Glasul medicului, calm, fără tonuri ridicate, mocnea surd. O patimă venită din adâncuri, zăgăzuită la suprafață. Nici dacă mi-ar fi fost dat să trăiesc cinci existențe, nu te-aș fi putut uita. Păru să-și piardă șirul, șopti. Deci vine o zi, vine totuși o zi. Nu mai speram. Mathieu stătea nemișcat. Țigara ardea degetele, dar nu simțea nimic. Alecu Matei, cămășile verzi, marșuri pe străzile curate ale aradului, Matei zis oțel, jos cu... Ce spune ăsta? Da, nici dacă aș fi trăit cinci existențe. Chipul dumitale m-a urmărit toată viața. Cine nu te știa în oraș? Magazine devastate, case arse, oameni uciși sau trimiși în trenurile morții. Ți-ai pus vreodată întrebarea, domnule Matei, câți oameni ai omorât curiozitate legitima unei nopți de insomnie sau poate bilanț eroic. Câți, domnule Matei? Sute? Mii? Gâfâia. Zeci de mii? Matei lăsă țigara să-i cadă. Întrebă răgușit, românește de asta dată. Cine ești dumneata? Medicul își terse tâmplele asudate. Nu are importanță cine sunt eu. Am să-ți spun cine ești dumneata. Asasinul părinților mei, Beatrice și Harry Negreanu. Dacă trăiau, astăzi n-ar fi avut mai mult de șaptezeci de ani. Tineri, gândi Matei, ești treizeci de ani. Atunci, imaginile se învălmășau în minte, cortegile acelea nesfârșite, bătrâni care psalmodiau într-o limbă ciudată, rabinii cu plete și pălării negre, rotunde, cu ochii ațintis fanatic spre altă lume, femei strângând la piept copii și boccele amărâte, un șal gros, câteva piese de argint disparate, o zaharniță, două lingurițe, ceasul de la bunicu, era cantor. Straniu, abia azi le de țipetele, vaietele sfâșietoare. Vlad, Vlad, băiatul cu ochi căprui, n-a rezistat. L-au găsit spânzurat, se sinucisese, au scuipat pe groapa lui. Vlad auzise plânsul acela jalnic. A intrat în casă cu încă patru. Tata stătea la masă, a lăsat lingura în farfurie și s-a ridicat. Eu îmi făceam lecțiile, văd și astăzi caietul de botanică, la leaua. Izbutisem o floare foarte frumoasă, creioane, castel. Rudine, granuș, stăpânea, greu lacrimile. Tata i-a pus mamei paltonul pe umeri. Hai, bea! Bagajul era pregătit de mult. O valiză mică din carton cu colțurile îmbrăcate în metal. O valiză de oameni săraci. Am ieșit o străi din casă. Când a răsucit cheia îmbroască, mama a izbucnit în plâns și s-a agățat de ușă. Cu unghiile, cu tot trupul. Părea că nimeni nu va putea să o desprindă de acolo. Și așa a fost. Ai apucat-o de păr și ai cârpit-o cu sete. De ce? Ce-ți făcuse, mama? Matiul privea hipnotizat, fără să-l vadă. Femeia avea un tip semit. Pronunțat. O brună tânără cu păr mult, sârmos și buze groase. O vede tulbure ca într-o plasă înconjurată de nori. Ea, sau poate alta, nu-și dă seama. Au fost atâtea. Clara sau Roza sau Rachel, toate semănau. A țipat, continuă medicul cu glas înnecat. Tata a sărit, s-a pus între voi doi. Ai rânjit și ai scos revolverul. Ai tras în burtă ca să nu moară imediat, ca să se chinuie în dureri înfiorătoare. Și turturica, țipau oamenii tăi excitați. Mama a murit agățată de ușă, cu ochii larg deschiși. Da, atunci m-ai ucis și pe mine. M-au luat oamenii dumitale și m-au băgat în rând. Coadă spre trenul morții. Săptămâni în șir, am fost inconștient. Asta m-a salvat de nebunie. După război, ți se pierduse urma. Într-adevăr, nu mai speram. Și acum, ce vrei de la mine? Întrebă Matiu și a avut senzația că vorbește altcineva. Ce pot să mai fac? Glasul medicului se auzi spart căzu ca o bilă pe suprafața netedă de piatră. Să plătești! Capitanul se întoarse, francezul năvălise în cameră fără să bată în ușă. Atanasiu era un tip formalist și respectarea riguroasă a conveniențelor o considera în primul rând ca pe o chestiune de bun simț, iar bunul simț, conchisese de mult, reprezenta calitatea esențială a unui individ, temelia. Îl măsură scurt și își reprimă iritarea. Alan Mathieu arăta îngrozitor, fruntea de obicei seninoi se chircise, privirea rătăcea sălbatic, scormonind odaia. Părea incapabil să-și stăpânească tremurul mâinilor, iar cămașa aceea portocalie, prea tinerească, fals, stindard pe umeri încovoiați de vârstă, accentua aerul dezolant de epavă. Atanasiu făcu câțiva pași în întâmpinare. Ce se întâmplă cu dumneavoastră?" Omul se lăsă pe scaun, alunecând de-a lungul ospătarului și șopti sfârșit. E cineva care mă amenință. Nu știu ce vrea de la mine." Vorbise românește și capitanul zâmbi ușor. Ce sens a avut tot teatrul ăsta, domnule Mathieu?" Care teatru?" Bolborosi celălalt. Își aminti. A, cu limba. Fleacuri. Dați importanță unor fleacuri. Credeți? Nu am vrut să complic lucrurile. Pe urmă am înțeles că e o prostie. Așa se întâmplă întotdeauna. Îți dai seama prea târziu și perseverezi. Dar acum mă amenință, vrea? Ajungem și aici, îl întrerup satanasiu. Ce înțelegeți prin n-am vrut să complic lucrurile? Matiu o șumezi buzele uscate. Pentru câteva clipei se văzu limba albă, umflată. Anchetați o crimă. În astfel de împrejurări, orice situație ieșită din comună atrage atenția. Înțelegeți ce vreau să spun, nu? Putea să vi se pară suspect român cu cetățenie franceză. În sfârșit, o prostie, v-am mai spus. Dar așa am crezut că e bine. Detest aluzile neplăcute, domnule Mathieu. Însă la vârsta dumneavoastră consider că prostiile au nevoie de o justificare mai serioasă. Privilegiul de a fi 100% francez în contextul unei crime mă va exonera de răspundere. N-am alt argument, râsechinuit Mathieu. În afară de cel care ilustrează adevărul, dar pe acesta nu vă convine să mi-l oferiți. De fapt, naționalitatea v-ați ascuns-o înainte chiar de a se comite crimă. Nu vă puteți închipui ce nostimie să auzi în spate comentarii despre care se presupune că nu le înțelegi. Mă gândeam la o mică farsă să le trântez la urmă o replică usturătoare, știți, pronunțată neaș. Râse fals, dogid. Capitanul își subține mulțumit buzele. Când ați plecat din țară? De mult înainte de război. Răspunsul venise prea repede. O promptitudine care izbea prin ton. Ureche? Nu secunde cronometrate. Care a fost motivul emigrării? Matiu își săltă umerii. Era o modă, mai ales prin ardeal. Plecau toți în America. Îi tenta aurul din California. Aur în California? Sură se disprețuitor Atanasiu. Când? În 30, 30 și ceva? Goldrașul a încetat cei drept în 1903. Da, febra a continuat. Ai ureli. Însă, asta o văd acum, la 60 de ani. Ezita se imperceptibil, ezitarea caracteristică oamenilor cărora nu le place să-și spună vârsta. Ne împingea sărăcia din urmă. De fapt, eu am ancorat în Franța. Încercă să zâmbească. California am văzut-o grație agenției Cook." Reloca pe un s a cadat. Sunt amenințat, domnule capitan, în orice clipă! Atanasiu a avut un gest de plictisală. Cât timp sunteți aici cu mine, nu vă paște niciun pericol. Vizita dumneavoastră o datorăm, desigur, dorului de țară, hă? nostalgiei plaiurilor natale. E ceva rău în asta? Trăim cu toții acolo un sentiment de, de peizare. Chiar dacă îți merge foarte bine, ți-e dor de locuri, de oameni, de... Se opri brusc înghițind în sec. De limbă, completă zâmbind Atanasiu. De ce nu continuați? Recunosc că v-ați stăpânit eroic nerăbdarea punând la calea cea mică farsă. Matiu se agăță cu unghiile de marginea mesei. Mă ironizați, știu. Am observat de la prima noastră discuție. Mi-e indiferent ce credeți. Omul acela o să mă omoare. E un nebun. Capitanul îl privi lung. Ce secătură! Totul gelatină! Spinarea, conștiința, obraji întinși fără riduri. Individul desigur se masează, iar la bărbați amănântul repugnă ca și părul cănit, ca și manicura. Genul bătrân libidinoși căută în sumăsuța de nichel pe cei ai fetei care roșie până în albul ure ochilor, manevrează nervos pila și forfecuța. – N-auziți? – țipă isteric Matiu zgâlțind masa. – O să mă omoare! Atanasiu își trec cu mâna peste ploape, alungă în ceața. – Cine? – Doctorul nu e nebun. – Doctorul? Ce are cu dumneavoastră? – Pretinde că i-am omorât părinții. – Capitanul încruntă sprâncenele. – Mă confundă! Relo precipita celălalt. În timpul războiului nici nu eram în țară, pot dovedi o aberație. Liniștiți-vă, nu înțeleg nimic. În primul rând, cu cine vă confundă? I-a intrat în cap că eu sunt ale cu Matei. N-am auzit în viața mea de el. Al descriera dacă o fi existat vreodată. Atanasiu deveni atent, ale cu Matei. Asta era cu adevărat formidabil o pistă neașteptată pe care omul din fața lui nu i-ar fi oferit-o niciodată dacă nu i-ar fi fost teamă de învinuirile medicului sau de un act necugetat din partea acestuia. Un moment, cum vă numeați înainte de naturalizare? Evident, sări Mathieu, eram sigur că o să cădeți în capcana asta. Se simțea din nou puternic, viguros, ca în zilele acelea de demult dornic de luptă. Nu, nu va abandona oricum, o șansă înseamnă o șansă. Nu trebuie să te gândești nicio clipă că pierzi. Asta e cu adevărat orice posibilitate. Un gând ca o flacără îi fulgeră creierii înfierbântați. E cântecul lebedei. Știa că va pierde așa cum știuse totdeauna înainte, așa cum a știut-o de când a poposit în hanul ăsta blestemat. Amurgul plin de sânge. Prosti. Va forța încă o dată destinul, poate că ultima oară. Sfântă fecioară invocă în gând. Madonna avea chipul lui Lulu, dar nu-și dădu seama. Spuse precipitat, împroștind stropi mici de salivă. Corelația e simplă, Alan Mateo, ale cu Matei. Credeți că eram atât de idiot? Puteam să aleg altceva. Nu știu cât era de idiot, declară rece Tanasiu. În orice caz, procedeul de a traduce e frecvent. Cum vă numeați înainte de a părăsi țara? Mathieu avea sentimentul că se aruncă în gol. Ion dinică. Locul nașterii. Comuna perșești năsăud. Hmm, tu și ușure la Tanasiu. Sper să nu vă faceți iluzii. Se poate controla în câteva ore. N-aveți decât. În fond n-am niciun fel de neamuri. Tata a murit în 43. Ultimul membru al familiei. Completă. Aici, în România. O mai fi existând cineva prin sat care să vă recunoască sau care să-și aducă aminte de dumneavoastră. Martor ca negreanu, nu-i așa? Atanasiu își gura, ștergând masa cu dosul palmei. Ca să fiu absolut sincer, doctorul nu mi-a făcut impresia unui dezaxat, dar desigur o chestiune atât de gravă necesită mărturii suplimentare. Mateu sări în picioare. Sunt cetățean francez, voi cere protecția ambasadei, nu aveți dreptul. Ce e drept? Ale Matei este criminal de război condamnat în contumacie. Notați că discut deocamdată la modul impersonal. Faptele, râsea mar, faptele, ororile, au fost comise pe teritoriul țării noastre la data când persoana era cetățean român, deci dreptul de jurisdicție ne aparține cu desăvârșire, cu atât mai mult cu cât e vorba de executarea unei pedepse. Le examină printre gene. Ar fi interesant totuși de știu ce ar putea căuta ale cu Matei după atâția ani în România. Lupuș părăsește viziunea doar dacă e încolțit. Deci credeți în această fantasmagorie! Vocea era frântă, nesigură. Un clopot îi izbea timpanele. Am pierdut, pierdut, pierdut. Văzu mâinile crupierului manevrând grebla pe postavul verde. Jucase totul pe un singur număr. Nouă. Cu încăpățânare mereu nouă. Ieșise șase. Era curățat. American îl privise curioasă și îi făcuse un semn mic. Ieșiseră împreună. După două săptămâni îi lăsase un cec și un drapel american, o broșă din email cu 42 de briliante. Acum nu-i mai face nimeni semn. E bătrân, obosit. A pierdut? A pierdut în mod iremediabil. Atanasiu s-a plecat peste masă. Ce căutați în România, domnule Matei? E inutil, șopti sfârșit. Încerca să reziste, fără convingere. Plecați de la o idee preconcepută. Atanasiu se încăpățână. Ce vă putea determina să veniți aici expunându-vă deliberat unor riscuri fantastice? Absurd! Logic, un interes mare, foarte mare, dar ce anume? Refuz să discut înainte de a mă pune sub protecția ambasadei franceze. Schiță o mișcare vagă de a se ridica. Nu se putea hotărâ să plece. Gândurile lui, acolo, în odăița de Han, pradă îndoielilor și coșmarurilor, erau cu mult mai înspăimântătoare decât omul acesta prefera să-și vadă adversarul, prezența fizică imediată îl făcea mai puțin un înfricoșător. Rămas pe gânduri, Atanasiu bătea nervos cu unghiile în masă. Ce caută agent? Greu de presupus la vârsta lui. Au oameni mai buni, mai tineri, pe care nu-i cunoaște nimeni. Și apoi nu-l trimiteau în regiunea asta în care l-ar fi putut recunoaște oricine. A venit singur din proprie inițiativă. Cred că nu mă înșel. Dor de țară, bali, verne, ăștia n-au țară. Ce Ceva care să merite riscul bani? De la cine? Îl străfulgeră o idee. Am observat în porbagajul dumneavoastră o cazma, destul de bizar ca accesoriu de voiaj. să e puternic. Poftiți? Cazma? Ei și? Să vii cu o cazma din Franța nu mi se pare normal. Nu văd deloc, dar absolut deloc ce necesitate prevădeați. Se poate întâmpla orice gropi, hârtoape. Aveți intenția să o luați pe câmp? E un spirit? O întrebare legitimă. Atanasiu clipine dumerit. Ați plecat de aici la o vârstă suficient de matură pentru a vă aminti că nu veniți în junglă. Mi se pare absurd să care o cazma mii de kilometri. Considerați-o un capriciu. Capitanul începu să râdă cu capul dat mult pe spate. Să fim serioși, domnule Matei. Capriciu. Cred că ar trebui plecat de la utilitatea uneltei. La ce poate servi o cazma? să scobească, să sape, să dezgroape, își aminti de jocul din copilărie. Foc, apă, foc, foc, dar Mathieu n-avea de gând să-l ajute. Îl urmărea cu ochii stinși. Ceva ascuns în pământ, continuă să reflecteze cu glastarea Tanasiu. Înainte de a fugi din țară, dat fiind timpul care presa, panica și mijloacele precare de transport, controlul strict, legionarii, au îngropat în locuri precis determinate ceea ce nu puteau lua cu ei, gândind că odată, cândva, își vor recupera materialul. De obicei, documente, arhive întregi sau bani, au autentice comori, valută, lingouri, bijuterii capturate de la victime. Dumneavoastră ce căutați, domnule Matei? Hârtii sau aur? Omul se frânse. Primise ultima lovitură. O simți acolo, în capul pieptului.